Salutare și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube Petruț de la Mureni. S-a lăsat și seara aici. A fost o zi foarte interesantă și astăzi. Astăzi a plouat aici la munte în cea de-a doua parte a zilei când am ajuns și eu acasă după încheierea programului de muncă de la Târgoviște. Și mâine, fiind de vineri, vom avea o grămadă de lucruri frumoase să vă prezentăm, pentru că oficial cam de mâine vor începe toate lucrurile interesante, va începe petrecerea și o să vedeți și voi cum petrecem în weekend. Eu zic că fiecare weekend a fost minunat aici la munte, alături de oamenii noștri dragi. Unii probabil au vrut mai mult sau mai puțin să intre pe live, pe vloguri cu mine, dar acceptăm decizia tuturor. Chiar ne este dor de cei care au mai fost pe aici și așteptăm și de ce nu vă așteptăm și pe voi să fim în număr mare pe canalul meu de YouTube Petruț de la Muren și dacă doriți putem să veniți aici la munte, să vă simțiți bine pe rest de câteva zile. Pentru că de mâine încolo aici la munte se va schimba puțin situația, având în vedere că va fi o scădere chiar semnificativă a vremii, nu vor mai fi acele 30-35 de grade, undeva limita nu va trece peste 25 de grade, așa că este tot mai bine să veniți la munte, aer rece, alte noutăți și alte lucruri interesante. Și totodată vreau să vă mulțumesc că suntem un număr mare pe canalul meu de YouTube Petruț de la Muroieni și vă mulțumesc foarte mult pentru acest lucru și vă doresc multă sănătate și toate cele bune. Chiar vă mulțumesc din suflet că suntem un număr mare. După ce am venit acasă au mai existat câteva lucruri de făcut, dar am preparat acea mâncare de teci, a zis cât de bine arăta, din gospodăria noastră proprie, în care în fiecare an punem diverse chestii, însă anul acesta a fost cald, dar am avut doar puține răsaduri de roșii, nu s-au făcut chiar multe. Dar sunt acolo, sunt bunele cât deloc, sunt și ele bune la ceva. Probabil în viitorul apropiat vor mai exista mici schimbări, pentru că îmi doresc tare mult să-mi fac un solar acolo pe acel pământ în față, pentru că dacă voi reuși să fac acel lucru, voi pune mai multe roșii, voi pune și alte legume, cu toate că va necesita niște costuri financiare când te vei apuca de el, dar să știți că este bine că mâncăm ceva din grădina noastră. Este diferit de ceea ce găsim în comerț, pentru că și în comerț nu sunt tocmai ok, s-au scumpit și produsele în al doilea rând, dar dacă voi face un solar va necesita și muncă. Dar din punctul acesta de vedere, eu zic că nu va fi chiar niciun fel de problemă, pentru că aici suntem oameni muncitori, în fiecare zi se găsește câte ceva de făcut. Deci dacă ești harnic și dorești cu adevărat să faci ceva, poți face fără niciun fel de problemă zi de zi să lucrezi. M-am obișnuit cu acest lucru și sunt mândru de mine și sunt mândru de ce pot face eu pentru mine și de ce nu și pentru cei din jurul meu, că mă duc și eu de colo-colo când în timpul liber și fac o grămadă de lucruri interesante și eu vă mulțumesc că pot să vi le arăt, să vă uitați și voi la toate aceste lucruri care le facem noi aici la munte. Am încheiat, exact cum am spus, începând de astăzi, orice dialog despre acea persoană, pentru că, fraților, nu se merită deloc, voi ați avut cea mai mare dreptate, nu se merită deloc cei care mi-au zis, nu mai vorbi, frate, că
îi dai valoare și prostul când se, să zic așa, se vede el împărat, dar nu este cazul. Așa că el m-a jignit pe mine, au trecut și lucrurile acestea, ne vedem în continuare de ale noastre și viața, să știți că merge înainte cu bune, cu rele. Asta este, fraților, că nu sunt toate perfect nici la noi în viața noastră. Mai apar probleme, mai apar dificultăți. Este firesc și este normal ca în orice familie, ca în orice situație să mai apar și lucruri neprevăzute. De aceea vă mulțumesc că din suflet v-am spus că suntem în număr mare pe canalul meu de YouTube, Petruț de la Moroieni, unde am și rugămintea să dați și voi un like și un share pentru a face chiar 2000 de abonați. Ne apropiem la 2000 de abonați. Dacă mi-a fost puțin greu să fac 1000 de abonați, iată că cu răbdare am ajuns să am aproape de 2000 de abonați. Vă mulțumesc la toți din suflet, vă doresc multă sănătate și tot binele din lume. Nu mă gândeam ca impactul să fie unul asupra mea atât de bun, dar eu totodată mă bucur că pot să vă prezint toate lucrurile frumoase care le facem noi la munte, la Moroieni, cu bune, cu rele. Noi vi le arătăm tot ce se întâmplă și este doar un lucru îmbucurător că se petrece aceste evenimente și petrecerile noastre sunt de excepție alături de oamenii noștri minunați, să știți și voi lucrul acesta. Așa că în weekend v-am pregătit o surpriză pentru voi și ca încheierea weekendului de câteva zile voi face din nou la ora 21:30 un live pe canalul meu de YouTube Petrus de la Moreni, pentru că să știți că îmi place foarte mult să fac live. Așa mai stau și eu de vorbă cu voi, mai scrieți comentariile. Data trecută tot la fel a fost un impact foarte bun, pentru că au fost persoane din Moroieni care mi-au descris, care au vrut să vorbească cu mine și ați văzut că comentarii au fost foarte bune și eu îi respect din tot sufletul pe cei care mi-au scris și pe dumneavoastră la fel. Și ați văzut că au avut numai cuvinte frumoase de spus, cum și eu, același lucru îl spun mereu, cuvinte frumoase despre consântenii mei de aici, din Moroieni. Dar mai există și oameni puțin mai buni, exact cum s-a întâmplat cazul acesta, pentru că nimeni nu este absurd să nu se ia, să nu stea de vorbă, să nu se ia anumite decizii omenești și firești, zic eu, totodată, dar asta este, respectăm decizia fiecărui om. N-am intrat să jignesc nicio secundă, n-am intrat nici prea mult în discuții. V-am spus doar că cuvintele lui care mi l-a scris și în al doilea rând că s-o mai plâns către cineva că vorbesc eu pe vloguri, dar acum v-am spus și o să închei definitiv toată acest scandal. De ce am vorbit eu, fraților, acest lucru? Am vorbit pe dreptatea mea, care este dreptate, eu zic, și nu am făcut niciun lucru rău. Am prezentat situația cu casa lui aici în comună la noi, cu ceea ce se petrece, că mi-afectează casa mea și nimic mai mult. Deci care mi urmăriți locul, știți despre ce am vorbit, știți despre ce este vorba. Dar eu am înțeles că mai are și alte altercații cu alți vecini de acolo. Dacă ești un om bun și ok, nu trebuie să te ceri nici cu vecinii, trebuie să lași loc de bună ziua, trebuie să o dai oricum ai da, o să o dai altfel decât să o dai cu prostii, cu vorbe urâte, cu jigniri, cu tot ce mai are un om rău, din păcate. Asta este, mâine voi fi la muncă și după aceea, odată cu trecerea zilei și de mâine, ne vom apuca de petreceri, fraților, și o să vă țin la curent cu tot ce se întâmplă. Vă doresc toate cele bune și multă sănătate. Nu uitați un like și un share pe Petruț de la Moroieni. Vă salută pe toți cu stimă și respect. Doamne ajută!